Consilierii județeni au votat în cadrul ședinței ordinare din data de 2 noiembrie cei doi vicepreședinți. Astfel, cele două posturi au fost ocupate de Ion Samoilă de la PSD și Mihăiță Beșta PSD. Pentru cele două funcții au mai candidat și Amelia Giurcan din partea Alianței USR-PNL și Răzvan Meseșanu de la ProRomânia. Bună ziua și bine ați venit la ședința ordinară din data de 2 noiembrie 2020. Am constatat că sunt prezenți 26 de consilieri județeni în funcție din totalul de 30 consilieri județeni în funcție, drept pentru care ședința este statutară. Declar lucrările ședinței de astăzi deschise. Așa cum ați constatat, pe ordinea de zi sunt 4 proiecte de hotărâre. Dacă aveți propuneri pentru modificarea sau completarea ordinii de zi. Dacă permiteți, domnule președinte. Stați puțin, doamna Amelia Giurcan. Bună ziua! Avem și noi un amendament la ultimul punct de ordine. Nu, stați puțin, amendamentele, când ajungeți la proiectul respectiv, îl facem ca propunere. Dacă aveți să puneți un alt proiect pe ordinea de zi, o suplimentar. Amendamentele, când ajungem la fiecare proiect, propuneți amendamente pentru proiectul respectiv și îl analizăm și îl dezbatem în plen. De acord? Referitor la ordinea de zi. Deci... Pentru ordinea de zi. Aveți un proiect să-l propuneți pentru ordinea de zi? Nu. Vă solicit retragerea unui punct după ordinea de zi. A? Spuneți, ce proiect vreți să retrageți după ordinea de zi? Deci, discutăm de punctul 5, de pe ordinea de zi. Vă solicităm retragerea acestuia conform prevederilor articolului 135 alineatul 6 al legii 57/2019. Solicităm scoaterea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de pe ordinea de zi, având în vedere neîndeplinirea condițiilor prevăzute la alineatul 136, la articolul 136, alineatul 8, litera C. Vă solicităm să scoateți punctul 5 din cauza faptului că propunerile de rectificare bugetară pe anul 2020... Stați puțin, dumneavoastră veniți. Nu vreți să scoatem tot proiectul, vreți să scoatem decât punctul 5 din proiectul de hotărâre. Deci, punctul 5, după ordinea de zi, vă solicităm să scoate. Proiectul de hotărâre. Rectificarea, adică. Rectificarea bugetară. Acesta nu are avizul comisiilor de specialitate, comisii care astăzi se vor forma. Da, e o propunere. Cine este pentru propunerea de scoaterea de pe ordinea de zi? Cine este pentru? Spune secretarul, vă rog frumos să numărați. Cine este pentru? pentru. Se abține cineva împotriva? Acest proiect a fost scos de pe ordinea de zi. Da, s-a ajuns. Așa că facem completarea, avem astăzi pe ordinea de zi. Cei doi online. Domnul președinte, da. Să cerem, să solicităm și la... Ok. Să prezați. Trebuie să așteptăm voturile celor doi. Ce așteptăm acum? Voturile pe online, cei doi care sunt... Da, cum se poate verifica treaba asta? Există voturile. Aș vrea să vă dau citire. În data de 23.03.2020. Măsuri necesare pentru împiedicarea răspândirii coronavirus COVID-2 pe teritoriul României. În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemiile, pandemiile,
care fac imposibilă prezența Consiliului Local la locul desfășurării ședințelor Consiliului Județean, Consiliul Local, se desfășoară prin orice mijloace electronice, în baza unei proceduri aprobate cu celeritate prin hotărârea Consiliului Local cu majoritate simplă. Aici mai avem, o să vă supun la vot, ce înseamnă votul celor doi, votul secret. Să facem o urnă mobilă și partidele să desemneze din partea fiecărui partid câte un reprezentant, să putem să ne deplasăm la domiciliile celor doi și să votăm. Și aici aș vrea, domnule director al Spitalului Județean Călăraș, Bogdan, Cristi Bogdan, dați-ne și nouă procedura prin care putem să modificăm, să spunem, statutul de funcționare al Consiliului Județean, ca să putem să mergem cu urna mobilă, să luăm voturile. Ce spune legislația în vigoare pentru urna mobilă? Domnul președinte, legislația este simplă. Am vorbit cu directorul DSP, această speță, și acționăm ca la alegerile locale, în sensul că se va face, pe el nu ne-a interesat procedura organizatorică, ci pur și simplu măsură de protecție. Se va merge cu urna mobilă, care urna mobilă va fi lăsată la limita proprietății de către delegație de-a noastră, fără să intre în contact cu cel care votează, îi se va pune, dacă ei nu au imprimantă ca să poată să listeze acasă, vom merge noi cu buletinele de vot, le vom pune pe urna mobilă, el le ia, le votează și le introduce din nou urna, noi luăm de urna mobilă și ne întoarcem la sediu, fără să intrăm în contact. Am înțeles? Pe echipament de protecție corespunzător, bineînțeles. Domnul președinte. Domnul președinte. Da. Mă rog să secretarul județului Călăraș să ne explice și să ne spună unde în legislație, mă refer în codul administrativ și în regulamentul de organizare a Consiliului Județean, este prevăzută această procedură. Asta e una. Și a doua, ar trebui să votăm cum vor vota cei doi colegi de-ai noștri sau cum își anunță prezența cei doi colegi de-ai noștri, nu prin WhatsApp, pentru că noi nu vedem cum vor vota, și să ne asigurați video pe Skype sau pe Zoom, să ne asigurați să vedem cu toții ce spun dânsii. Domnule Dumbravo, ne vedem acum pe legislația existentă. Cum s-au făcut ședințele până acum? Există acest material care dumneavoastră puteți după ședință să-l studiați, ce înseamnă registrările pe care le facem pe WhatsApp. Noi avem ședințele ținute pe WhatsApp și puteți în continuare să vă documentați dacă considerați că ceva nu este în regulă. Iar situațiile excepționale cu pandemiile, vi le-am citit, se desfășoară prin mijloace electronice. Dacă îmi permite o altă intervenție, domnule președinte, chiar doresc să fiu constructiv. S-ar putea să nu înțeleg eu bine ordonanța de urgență. Dacă este așa, o să-mi cer scuze public. Deja o fac anticipat. În această ordonanță, din care dumneavoastră ați citit o parte din articole, spune despre participarea consilierilor care au avut, din păcate, probleme cu COVID-ul la depunerea jurământului prin mijloace electronice. Nu la participare, la depunere, la votare sau la participare în... Sunteți în eroare, domnule. De-aia vă spun, explicați-mi, vă rog, cum este cu... Nu la depunerea jurământului, depinde ce ordonanță citiți dumneavoastră. Eu vă spun adresa Ministerului Dezvoltării, da? La ce vă citesc eu acum. Și de asemenea, eu vreau să intervin și cu asta închei. Vreau să vă rog frumos și vă mulțumesc pentru că ne-ați pus la dispoziție în timp util, este ok, material pentru ziua de astăzi. Ar mai lipsi regulamentul de funcționare care n-a ajuns la toți consilierii. Cei vechi probabil că l-au, dar cei noi nu-l avem. Și dacă s-ar putea până la sfârșitul ședinței să-i trăgem în posesia regulamentului, pentru că toate materialele pe care le-am citit, l-am parcurs, fac referire la regulamentul de desfășurare a ședințelor de Consiliul Județean. Vi-l punem la dispoziție într-o pauză sau dacă la finalul ședinței, da? Vă mulțumesc. Dar eu fac referire aici la adresa Ministerului Dezvoltării 46408 din 23.03.2020. Regulile prin care noi, Consiliile Locale, Consiliul Județean, cum putem să desfășurăm ședințele. Da? Deci dacă ei vă pun la dispoziție și această adresă, în care putem să o facem prin mijloace electronice. Acest mijloc electronic este unul legal pe care legea
l-a stabilit și okay, efectiv... Mulțumesc, mulțumesc. Da, avem și votul celor doi. Putem să spunem că proiectul de hotărâre pe care doamna Amelia Giurcan l-a propus de, să-l scoatem de pe ordine de zi, a îndeplinit condițiile de scoatere de pe ordine de zi. Avem încă un vot Cristi Marin împotrivă, iar Barbu pentru. Deci la momentul ăsta acest proiect de hotărâre a fost scos de pe ordinea de zi. Continuăm ședința. Înainte de a răzbate proiectele de hotărâre propuse, vă informez că Tribunalul Călăraș, prin încheierea pronunțată în data de 23.10, a validat mandatele următorilor consilieri supleați de pe listele Partidului Social Democrat. Șerban Genel, Nuțu Marcel, Vârtejean Liviu, Tudor Dinu Emilia. Conform prevederile codului administrativ, după validarea, cei patru consilieri trebuie să depună jurământul de credință astăzi în fața dumneavoastră. Și aș invita primul pe listă, Șerban Genel. Să votăm ordinea de zi. Da, atunci da, să revenim să votăm ordinea de zi, pentru că avem un proiect scos. Vă propun să votăm ordinea de zi cu cele 5 puncte rămase pe ordinea de zi. Cine este pentru? Patru rămase pe ordinea de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Nu? Ordinea de zi, așa cum a fost propusă, a fost aprobată. Trebuie să potrivești cei doi. Da, și cei doi trebuie să așteptăm. Până votează cei doi colegi, aș vrea să facem propuneri pentru reprezentanții care să meargă cu urna mobilă de la cele trei, Alianța PNL-USR, PSD și Pro-România. Propuneri dacă sunt, eu aș propune, da, domnul Samuile? Munteanu Laura. Din partea PSD, Laura Munteanu. Din partea Pro-România? Din partea USR, Amelia Giurcan. A, nu. Nu? Din partea... Nu, USR, Alianță. Deci, sunteți într-o alianță, Alianța trebuie să facă o propunere. Da. PNL-USR. Da, Ciprian. Din partea Alianței PNL-USR, domnul Emiliu Ionuț. Da. Cum se numește, domnul secretar? Emiliu Ionuț. Iar din partea Pro-România? Avem încredere de plină în cele două, celelalte forțe politice. Aici să punem trei persoane. Hai să fie trei. Să fie trei. Da, asta am zis. Dacă nu, propunem... Las la aprecierea dumneavoastră. Alianța USR, mai propuneți o persoană sau propunem noi PSD-ul? Valentin Barbu. Până ne-am spus să vă spuneți pe el. Valentin Popa, da? Bine, mulțumesc. Valentin Popa, da? Atunci înseamnă că aș vrea să facem o completare la regulamentul de funcționare și organizare al Consiliului Județean. A apărut această situație cu COVID-ul și cu pandemiile și să completăm acest regulament prin votul dumneavoastră, că se poate face votul secret și cu urna mobilă, ținând cont de această situație, evite astăzi... Păi, domnul președinte, vă rog frumos, nu vă supărați. Haideți să ne vină regulamentul și după aceea, să-l cunoaștem și noi. Și după aceea facem. Eu sunt de acord dinainte cu propunerea asta, dar nu credeți că e frumos, e normal, e etic, e politic, din toate punctele de vedere, să-l știm și noi dinainte? M-am spus că dăm într-o pauză sau într-o ședință. Dacă dumneavoastră n-ați înțeles, atunci înseamnă că o reluăm de la capăt. Păi, și vreți să aprobăm înainte sau intră în opoziția lui? Deci la momentul ăsta, haideți să depunem jurământul și după aceea... Așa, da. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puternic și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Călăraș. Așa să-mi ajuteți Dumnezeu. Da. Subsemnatul. Mâna pe Biblie, domnule. Mâna pe Biblie. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru bine locuitorul județului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu.
Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jurământ. Subzănat, urtejanul Liviu, validat în funcția de consilier județean, în conformitate cu articolul 172, raportarea articolului 117 în codul administrativ, aprobat prin ordonanța de urgență a Guvernului 57 din 2019, cu modificările și completările ulterioare, depun următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Suntem 30 de consilieri județeni în funcție. Din total de 30 de consilieri în funcție aleși. Continuăm ordinea de zi. Am făcut referire la modificarea funcționării Consiliului Județean și al regulamentului de organizare. Vă propun ca să completăm regulamentul de funcționare și organizare, un amendament care să permită să putem să ducem urna mobilă pentru cei doi colegi care sunt astăzi declarați pozitiv. Cine este pentru acest amendament, pentru regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean? Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Nu? Unanimitate a fost aprobat. Cei de consilieri, să așteptăm și cei de consilieri. Aș vrea să facem o pauză și să votăm după ce se întorc colegii cu urna mobilă și împreună cu Alianța USR Plus, PNL și Pro România să facem, formăm comisiile ca să putem să le supunem votului dumneavoastră în plen. O pauză ca să reușim în această perioadă să formăm și colegii. După ce facem propunerile. Păi, propunerile, eu zic, consider că trebuie să facem o pauză, să stăm de vorbă și după aceea să venim în plen și să facem propunerile. Dacă aveți alte propuneri, PNL și USR și Pro-România. Acum propunem Comisia de numărare a voturilor. Da. Din partea PNL, USR, propunere? Nu. Propunere pentru Comisia de numărare. Comisia de numărare. Alianța PNL USR îl propune pe domnul Valentin Deculescu. Păi trebuie de 5 să facem, da? 2 și 1 la Pro România, da? Propune tu. Și domnul Cristi Eremia. Păi să-i gătăm notați. Pro România. Domnul Dumbrava. Domnul Dumbrava. Domnul Samuila. A noi Manole Sergiu. Și Tudor. Tudor Emilie. Deci avem comisia de numărare. Acum, da? Cine este pentru propunerile de a numi cei doi vicepreședinți? Vă rog frumos, aștept propuneri pentru cei doi vicepreședinți. Vicepreședintele, să votăm comisiile? Da. Da? Cine este pentru? Cine este pentru comisia formată din 5? Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Nu, în unanimitate. Comisia de numărare a voturilor a fost stabilită. Acum propune pentru vicepreședinte 1. Alianța USR PNL. Alianța PNL USR o propune pe doamna Amelia Giurcan. Prima propunere, Amelia Giurcan, din partea Alianței. Pro-România. Pro-România propune pe domnul Meseșanu Răzvan Ilie. Da, eu propun din partea Partidului Social Democrat pe Samuel Ion. Mai sunt alte propuneri? Nu, pentru vicepreședintele 1. Aș vrea să facem propuneri pentru vicepreședinte 2.
al doilea vicepreședinte al Consiliului de Sean. Alianța USR PNL. Pentru cel de-al doilea vicepreședinte, faceți propuneri? Deci pentru al doilea vicepreședinte nu aveți propuneri? Mergem în continuare cu doamna Jurcan. Păi, tot în continuare cu doamna Jurcan. Deci propunere și la două propunere, tot doamna Jurcan. Domnule președinte, o secundă. Ar trebui să supunem la vot dacă avem dacă facem această procedură. Deci dumneavoastră ne solicitați să facem o propunere pentru un președinte și acum ne solicitați să facem o altă propunere pentru un vicepreședinte. Scuze că a greșit, nu putem să vă... Da. Eu nu cred că este corectă abordarea pe care o faceți și ar trebui să votăm propuneri pentru vicepreședinți, nu pentru un președinte și un alt vicepreședinte. Pentru primul vicepreședinte candidatura domnului Meseșanu și o propun pentru a doua candidatură. Ok. Luați seara, domnule secretar, de propunerea domnului Virgil Dumbrava. Și atunci alianța PNL-USR o retrage pe doamna Jurcan la varianta, la propunerea a doua. E ironică, domnule Ciprian Panda, ținem cont de aia. Ținem cont de aia, o retragem pe domnul. Pe domnul președinte, varianta 1, propunerea alianței USR-PNL este doamna Amelia Jurcan, pentru varianta a doua nu avem niciun fel de propunere. România la varianta 1 nu are nicio propunere, la varianta la vicepreședinte 2 are propunere. La PSD, deja îi aveți. Mulțumesc. Propunere de la Partidul Social Democrat, Micăiță Bește. Ca să putem să trimitem către cei doi colegi care nu pot să fie prezenți astăzi datorită situației în care se află fiind diagnosticați pozitiv, aș vrea să facem buletinele să fie ștampilate, semnate în prezența celor care astăzi formează comisia votată de dumneavoastră și să fie puse într-un plic, semnate de dumneavoastră și decât să punem urna mobilă în fața locuinței și să poată să-și exprime votul din plic și să le pună, să pună în urna mobilă. Propun comisia de buget pe următori. Găman Ion, Vârtejeanu Liviu, Munteanu Laura, Țâncu Cornel, Marin Cristian și diaconul Virgil. Domnul președinte, în comisii, de câte țin noi minte, da? Să discuta că să fie o repartiție cât de cât după numărul de consilieri. Deci în comisia de buget finanțe ar trebui și grupurile USR PNL să aibă reprezentanți. Ele sunt pe vot secret, s-au propus mai multe, dumneavoastră puneți-le, vă rog frumos, pe buletinul de vot secret și atunci cei care vor fi, va fi pe majoritatea celor care vor vota. Vă rog mult de tot propunere de la PNL USR. Da. Comisia 5. Nu stați puțin, nu, stați puțin. Noi discutăm. A, buget finanțe? Comisia de buget finanțe. Nu s-a făcut propunere. Comisia 1. Dinulescu Marian. Comisia de buget finanțe. Buget finanțe, da. Dinulescu. Și Pușcașul Ioan.
Ok. Pușcaș. Pro România? Pro România. Pro România. Pro România. Pro România. Și noi trebuie. Nu contează. Puneți. Da, mă dați cine. Alte nume? Amelia Giurcan. Și Valentin Popa. Ok, prima propunere pentru Comisia de Buget Finanțe. A doua propunere pentru Comisia Administrației Publice Locale, Juridică și de Discipline, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și ale minorităților naționale. Propunere, vă rog frumos, comisia e formată din nou. PSD-ul. Alo. Samuila, domnul Samuila. Propun pe Nuțu Marcel, Spiridon Marian, State Laurențiu, Manole Sergiu, Cervan Jenel, Marin Cristian. Marin Cristian. Alianța USR-PNL. Din partea USR, Cristian Eremia. Doamna Amelia Giurcan, doamna președinte. Sunteți, sunteți alianță. Alianță. Deci, Cristian nu... Eremia și colegii de la PNL. Nu, nu, formulați o singură, formulați o singură propunere. Dumneavoastră propuneți... Cristian Eremia, citește... Începe cu Cristian Eremia și după aceea dictez-o. De acord, dar stați puțin, nu. Vreau să spun eu pe toți. Spuneți-i pe toți din partea Alianței, vă rog. Lasă colegul. Cristian Eremia. Deci, Cristian Eremia, la comisia numărul 2. Da? Toma Gheorghe. Și Deculescu Valentin. Pro România? Domnul Meșteșanu, Răzvan. A, și Chirea, și Chiriță George la noi. O completăm la dumneavoastră și da, cu Chiriță. Da, da, completați, vă rog frumos. Am omis. Plus Chiriță George. Chiriță George. Ce avem aici? Comisia de Organizare, Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Protecția Mediului Înconjurător, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură. Sunt 7 membri în această comisie. Partidul Social Democrat? Propun pe următorii consilieri. Vârtejanu Liviu, Șerban Jenel, Nuțu Marcel, State Laurențiu, Tâncu Cornel. Tâncu, pardon. Alianța PNL-USR? Cristian Eremia. Cristian Eremia. Amelia Giurcan. Și Vasile Alexandru. Un bravo, Virgil. Am fi propus și noi vreo 4, dar suntem eu. Trebuia Virgil să muncească mai mult. Virgil ai pierdut sondajele în 2016. Da, și a treia comisie. Servicii ce e? A patra comisie, Comisia pentru Servicii Publice și Comerț. Da. Avem 5 membri. 5 membri, propun eu. Da. Partidul Social Democrat, propunere? Manole Sergiu. Da. Tănasi Marcel. Da. Găman Ion. Sâncu Cornel. Nuțu Marcel. Păi ce fete, cum pui vă doși? A, 3 trebuie aici, dragă. Deci rămâne la... La 3. La Găman Ion, da? Alianța da, finalul va fi în puncte de număr de vot. Alianța USR-PNL. Angelica Petcu, Valentin Popa, Pandea Ciprian, Milu Ionuț. Facem 10. Complimentați-vă, domnule. Pandea Ciprian.
Deci a spus așa, Angelica Păun, Valentin Popa, Fabia Ciprian, mai aveți altă propunere? Milu Ionuț. Milu Ionuț. Deci Angelica Petcu este. Așa. 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 Da, noi am fi venit cu domnul Virgil, diaconul, dar am înțeles că nu se poate și o să mă fac cu domnul Veseșan. Bă, da, vedeți că nu puteți să faceți parte de toată comisia. Nu contează, lăsați-le, după număr de unul. Sunt propuneri. Da. Sunt propuneri pentru a fi votate și vedem la final. Păi, dizapropunem consilierii și se stabileau și le vota. Păi așa o să numărăm până dimineața, dacă dacă voi te pune 10, îl propuneți noi pe tot. N-am pus, noi am pus pe forma algoritmului. Discuție legată asta, da? Noi am pus conform algoritmului, n-am pus. În prima comisie a propus nou. Cum să propun nou? Noi, să ne ajutăm cu 6. Da, președinte, după ce stabilim propunerile, să avem o scurtă perioadă de 2 minute de consultări. Exact. Stabilim de comun acord. Asta a zis că este o propunere, să o discutăm. De aceea am spus să facem această pauză, ca să putem nu facem buletinile acum, dar le notăm, da? Haide să trimitem. Hai și învățăm tu să, ca să terminăm cu ele, da? Da, da. Că după aceea le discutăm. Le discutăm, dar să facem propunerile ca să... Comisia pentru Activități Științifice, Învățământ, Sănătate, Cultură. Da. Dați propune, PSD-ul. Munteanu Laura, Tudor Emilia, Spiridon Marian, sunt 5. Ok, 3. Da. 3. Propune USR PNL. Alo. Hai cu învățământ. Deci, Cristian Ieremia. Angelica Petru. La noi am făcut în toată comisie, nu o să poată să fie. Rezolvăm, nu-i problemă. În negociere, rezolvăm. Ciprian Pandea. Ciprian Pandea. Și Pușcașul Ioan. Cei doi colegi ai noștri care urmau să voteze, cei doi vicepreședinți, și-au exprimat votul și acum continuăm ședința prin a vă invita să votați și vicepreședinții, cei doi vicepreședinți, dar și comisiile de specialitate ale Consiliului Județean. Și aș vrea să vă invităm. Păi procedăm... Domnul președinte, dați să votăm separat. Să votăm separat. Astăzi am avut pe ordinea de zi 5 proiecte de hotărâre de Consiliul Județean, 4 au fost validate, unul a fost scos de pe ordinea de zi. Putem să spunem că astăzi e o zi importantă pentru județul Călăraș și pentru Consiliul Județean. Au fost aleși cei doi vicepreședinți. Acei doi vicepreședinți aleși astăzi sunt din Partidul Social Democrat. Trebuie să facem specificația că Partidul Social Democrat are în componența Consiliului Județean 15 consilieri județeni din 30 de consilieri județeni aleși, iar USR Plus și PNL are 13 consilieri și Partidul Pro-România 2 consilieri. Urmarea votului dat de cetățenii județului Călăraș pentru președintele Consiliului Județean, cel de-al 31-lea consilier județean, sau să spunem vot pentru Consiliul Județean, Partidul Social Democrat are majoritatea în Consiliul Județean. Astăzi, Consiliul Județean Călăraș, prin întrunirea ședinței, și-a desemnat cei doi vicepreședinții Consiliului Județean. Acești doi vicepreședinți sunt în persoana
domnului Samuile Ion, vicepreședinte ales astăzi, și în persoana domnului Mihăiță Breștea, ales astăzi vicepreședinte. Cred că cu alegerile de astăzi s-a încheiat, să spunem, formarea executivului Consiliului Județean și din momentul de față noi vom proceda la ceea ce avem de făcut, avem mult de muncă la Consiliul Județean, avem de implementat în diverse faze 28 de proiecte ale Consiliului Județean, valoarea depășește 100 de milioane de euro și vrem să mai accesăm încă mult mai multe proiecte la Consiliul Județean, ceea ce înseamnă că următoarea sesiune de depunere de proiecte pe fonduri europene care se va lansa începând cu februarie de la anul, noi vom fi prezenți și vom depune proiecte pentru modernizarea infrastructurii județului Călăraș, infrastructurii de sănătate, infrastructurii de învățământ. Astea sunt, să spunem, o trecere în revistă la ce s-a întâmplat în anul 2016-2020, o trecere în revistă la ce a însemnat guvernarea județului Călăraș. Acum, cred că ar fi mai bine ca colegii noștri aleși astăzi în această conferință să spună astăzi consiliile județeni le-au dat votul și au ajuns în executivul județului Călăraș. Împreună facem mare echipă a Partidului Social Democrat și sunt veniți cu gânduri să continuăm proiectele și să ne apucăm de treabă pentru viitorul județului Călăraș.